Primarul Constantin Toma a inaugurat azi cel mai modern parc de joacă pentru copii din orașul Buzău, la intersecția străzilor Democrației și Vlăsiei. Pardoseala s-a realizat din tartan, astfel încât căzăturile accidentale ale micuților nu mai constituie de acum o problemă. Investiția este una consistentă, iar primăria promite că toate locurile de joacă din municipiu vor arăta la fel în scurt timp. Unul dintre pereții exteriori ai blocului învecinat a fost pictat cu personaje cunoscute din desene animate. În momentul ăsta sunt identificate 40 de locuri de joacă pentru copii în Buzău și o să le luăm pe fiecare, să-l aducem aproape de acest standard. Acest loc este un pic mai scump pentru că, vedeți, s-a mers cu soluția asta cu tartan. Nu a putut fi pus și nisip și altceva, pentru că era numai asfalt înainte și trebuia să salvăm acest loc cu tartan. În condiții normale, 300-500 de milioane, acestea sunt mai mulți bani. Noul parc de joacă este lăudat atât de copii cât și de părinți sau bunici. Mie îmi place popocanul și parasoarul. Îmi place că și un loc de joacă foarte frumos. În ce te-ai dat până acum? Leagăne și topogane. E frumos. E foarte frumos ce era, dar acum e frumos. Ne place, e siguranța copilului cu... Oh, nu mai iese să-și spargă capul, să... Adică avem și noi bunici siguranța că cu ei. E bine. E un început bun, foarte frumos, să știți. Așa ceva, de când stau aici de 40 de ani, așa ceva n-am văzut. Numai până țările străine am văzut așa ceva. Meritele lui domnul primar. Reprezentanții firmei de salubritate au anunțat și că rampele de gunoi din vecinătatea locurilor de joacă vor fi îngropate. Într-adevăr, avem într-un program de facilități o sumă alocată pentru astfel de locuri de joacă și vom mai face în banii ăștia încă vreo 3 sau 4 ca ăsta. Cred că anul ăsta putem să le facem. La fel o să facem 3 platforme îngropate în zona centrală. Primele 3 platforme îngropate se vor realiza în spatele hotelului Coroana, lângă Biserica Greci și pe strada Tunel.